Dragi bujoieni, bună seara, bine ne-am reîntâlnit după Sfântul Andrei, după ziua noastră națională, în prag de alte sărbători, că vom avea de acum încolo o lună de zile numai de sărbători. Și tocmai despre sărbători vorbeam cu prietenii mei de platou, partenerii de dezbatere, dacă și mă întrebam și ne întrebam dacă ar mai fi cazul să tulburăm liniștea și calmul sărbătorilor cu dezbateri care, după specificul nostru, așa cum ați văzut și în emisiunile anterioare, nu prea avem dezbateri festiviste și calme. Și mă gândeam dacă ar fi trebuit noi acum să luăm o pauză, să respectăm vacanța, binecuvântată vacanță pentru cei care beneficiază de ea. Cu dezbaterile noastre sociale, politice, administrative, care țin de laturile, de o latura vieții care nu prea ne dă prilej de satisfacție. Vom continua totuși discuția noastră cu speranța că nu tulburăm într-atât sărbătoarea și sfârșitul de săptămână. Și vom relua dezbaterea noastră din emisiunile anterioare pe probleme care de care mai spinoase și mai de actualitate, ca de obicei cu domnul senator Constantin Popa, cu domnul, să zic, om de cultură și ofițer în rezervă și scriitor, Stan Brebenel. Și am așa o curiozitate că să știu, să le iau pulsul, să văd ce îi frământă pe ei în acest weekend. Ce aspecte ale vieții îi determină să vină în fața camerelor de luat vederi, unei le spun de luat vederea, adică de amăgit și de zăpăcit populația. Noi ne propunem, oricât de neplăcut ar fi, să dezvăluim adevăruri și adevărurile nu sunt deloc plăcute. Sunt chiar dureroase. Așadar, domnul senator, ați văzut și sărbătoarea de Sfântul Andrei și știu pe unde ați petrecut-o, să ne spuneți dumneavoastră. Ați văzut și manifestările de ziua noastră națională, cu bune și cu mai puțin bune. Ia spuneți-ne dumneavoastră cam cum le-ați trăit și cam ce idei vă stârnesc. Domnule, prima dată când vreau să vă contrazic, cu tot respectul și cu toată dragostea, știți că am un respect deosebit pentru dumneavoastră, pentru întreaga carieră pe care o aveți, pentru cultura pe care de-a lungul timpului ați demonstrat-o și ați împărtășit-o elevilor, discipolilor și tuturor celor care au vrut să vă fie aproape. Vreau să vă spun că săptămâna care a trecut, știți că la emisiunea trecută am lipsit, din motive, am și motivat, a trebuit să mă internez în spital, la urgență. A fost o experiență ciudată, dar sincer să vă spun, și de acolo am cules ceva informații și informații, zic eu, scandaloase. Înainte de a vă spune lucrul ăsta, unde vreau să vă contrazic? Eu nu cred că dacă e sărbătoare sau dacă e Crăciunul, dacă e orice fel de manifestare, oamenii nu se mai gândesc la problemele pe care le au ziua din ziua. Și eu vreau să vă spun un lucru de doi bani care pe mine unul m-a frapat, m-a dezamăgit, m-a necăjit. Am să încep până la mulțumi personalului medical de la Spitalul Municipal Micro 14, în frunte, județean. Județean, doamne, știți cum e, gura de adevăr găiește că se va face. E bine că avem nevoie și nu Spital Municipal. O să se facă, din ce am înțeles eu. Așa, o să încep cu domnul doctor Ungureanu, domnul doctor Dediu, domnul doctor Zoican, niște oameni deosebiți care, iată, sunt acolo, doi chirurgi de excepție, cei pe care i-am pomenit prima dată, domnul Zoican,
chiar dacă e în altă parte, n-am încotro, trebuie să-l pomenesc, pentru că, din punctul meu de vedere... Pe la el se face intrarea. E un talent, domnule, e un om acolo, să salvează vieți, să are... Omul are o mare responsabilitate. Dar ați văzut că are parte și de critici? Numai de critici, ați vă spus în și online. De ce. Și uneori, cu observații cel puțin ciudate, că omul e la datorie. Eu vă spun ceva. Uite, astăzi am văzut un lucru cu care în prima parte n-am fost de acord. Cineva țipa, domnule, unde e paza, unde e paza? Și zic, ce are, domnule, femeia asta țipă? Ce, unde ne trezim pe câmp? Ce țip, domnule? Ce, era o femeie acolo. Domnule, ce caută aparținătorul peste mine în salon? Vă repet, prima dată am fost necăzit. Zic, uite, domnule, cheamă paza pentru o femeie, vi să-și vadă și ea acolo soțul, știu și eu, persoana dragă. Dar după care mi-am dat seama că și eu am făcut de multe ori greșeala asta, ducându-mă și întrerupând practic actul medical. Oamenii acolo nu se joacă, oamenii au o treabă serioasă. Oamenii acolo se joacă cu viața oamenilor și nu se joacă, aia e culmea. Am văzut niște lucruri acolo pe care am să vi le povestesc într-o altă emisiune, senzaționale, domn profesor, de film, nemaipomenite. Și am văzut infirmiere, am văzut asistente, am văzut fel de fel de personaje auxiliar, nu vorbim de doctor, care și ei la rândul lor, cei care îi avem, să-ți bat și cu mijloacele pe care le au, își fac datoria acolo. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domn profesor, iertați-mi neștiința, multe chestii absolut bizară. Deci, personalul acestui spital primește o sumă de bani, se numește, și repet, învățați-mă, nu că n-aș ști, dar vreau ca să se audă altfel această chestiune. Este vorba de hrana pe care o primesc din partea spitalului, din partea statului, da? Domn profesor, nu le dă hrana, le dă 20 de lei pentru hrană. Dar culmea care? Acești 20 de lei sunt impozitați. Deci luăm 1,60 lei din 20 de lei care dă hrană, impozit. Dar mă gândesc, dacă ei ar spune, bă, dați-ne mâncarea, ce facem? Punem 3 linguri de ciorbă deoparte, 16% din ciorbă, și o trimitem la ANAF. Că, nu? Cineva, o minte luminată, a spus că acești bani sunt drepturi salariale. Nu! Norma de hrană nu e salariu, nu poate fi impozitată. Cum se impozitează norma de hrană? Și vă rog, spuneți-mi asta, dacă am sau nu dreptate în această revolta mea. Da, logica economiștilor este de multe ori și a finanțiștilor este de multe ori alta decât cea comună pe care... De exemplu, știți ce vă spune unul dacă discutați cu mânecuții negri, așa, maestrul Gherghina... Scrunci. Așa, nu, sunt la Ministerul de Finanțe oameni vechi acolo și care vă spun așa, au răspuns pentru orice. Poate să spun așa, dom'le, din banii pe care ia unul, care nu are treabă cu normă de hrană, ia salariu. Își cumpără mâncare? Salariul ăla a fost impozitat? Îi impozităm și norma de hrană al ăsta. E absurd, domn profesor. Mă înțelegeți? Vă înțeleg, dar acolo se lucrează, domnul Revenu, acolo se lucrează niște condiții grele. Dom'le, am prins o noapte, că vă spun, până nu le vezi, nu le crezi, domnul. Am prins o noapte, zic, că astea pe aici era niște pace, așa. Am prins o noapte în care două paciente, din cauza tratamentului, din cauza unor chestiuni secundare, domnul Zorin, intrat într-un soi de agitație și au smuls perfuziile, au început să țipe, două, nu una. Și m-am uitat la ele cu teamă, domnul Zorin, cu teamă, erau acolo și au făcut datoria. Adică o datorie pe care nu pot să o scriu aici pe post, adică nu că nu pot, aș putea, dar nu vreau să intru chiar așa de lucruri pe care nu e neapărat un act medical. Adică una peste alta au condiții deosebite de muncă. Foarte grele. Așa. Domnul, foarte grele. Așa, se expun la tot felul de... inclusiv la violențe, unele. Mai ales. Așa. Și atunci, eu întreb un lucru. Pe lângă faptul că retribuția pe care o au în momentul ăsta, îngrijitor, ce mai e acolo, adică toate serviciile astea auxiliare, pentru că nu poți fără ele, așa. Vă spun drept și sincer, ăștia sunt adevărații eroi ai României, unii dintre mari eroi ai României, pe care nu-i vedem. Și paradoxal, atunci când îi vedem, datorită faptului că nu fac ce vrem noi, așa îi mai și înjurăm. Că eu am văzut ce mă, nu mă las să mă duc să-mi văd nevasta? Nu. Păi de ce nu mă lași, mă? Păi, domnule, trebuie să o fac bine. Nu, domnule, eu vreau să o văd eu. Păi și tu dacă te duci, ce-i faci?
Nu știu, dar eu acolo, că n-am încredere în voi. Păi dacă n-ai încredere, zicea să aici... Sunt reguli pentru vizitare, e un program unde accesul aparținătorilor sunt reglementate, dar sunt oameni care nu țin cont de... Nu ține nimeni cont, domnul profesor, și am să vă spun un lucru, e ciudat. Eu m-am uitat pe de-o parte, umil acolo în banca mea, pe cuvânt de onoare, și mă uitam, deci, pe lângă faptul că trebuie să știe meseria pe care o au de asistentă, de îngrijitor, de infirmier, de ce mai sunt ei pe acolo, trebuie să aibă și o foarte bună poveste, o relație cu pulsă, să facă și pe PR-ul, m-ați înțeles? Că trebuie să fie acolo o persoană care trebuie să fie calm, pentru că, într-adevăr, un om care are pe cineva acolo e agitat. E agitat, domnule, n-ai... E îngrijorat. Și agitat direct, că îi se pare lui și cum mi s-a vrut și mie, când am avut soția, copilul, că dacă sunt eu acolo e mai bine. Nu, nu e mai bine, e mai rău, pentru că distrage atenția, stai în calea lor, lucruri de genul ăsta. Dar nu pe asta vreau să spun, eu repet, nu-i destul de urât și aș vrea să-l rog pe domnul Luci din Legie să ne pună și nou acel articol pe care noi l-am mai discutat în emisiunea asta, acel amendament pe care împreună l-am luptat, domn profesor, în fiecare în felul nostru și să-l trecem și să-l punem în operă, în care, nu știu, oare nu putem noi, și am să vorbesc cu domnul Petruș Neagu, pentru că sunt convins că voi găsi înțelegere, să vorbesc despre acești 1,20 lei de persoană pe care statul român îi ia de la infirmiere, asistente, doctor, cine mai sunt pe acolo, ca o taxă de asta. Și uitând că moara noastră evaziune fiscală e până altă parte, domnul Zor, și are sume astronomice, uitând că sunt o grămadă de instituții, scuzați-mă, o grămadă de instituții, cum spune rusul, balșoi, care nu dau un leu impozit în stat în țara asta, dar ne bucurăm să luăm impozit pe profit de la norma de hrană a unui asistente, a unei infirmiere sau a unei îngrijitoare de la un spital. Doamne, suntem de râsul Mapamondului, nu știu cum cheam pe actorul care spunea chestia asta, dar am ferma convingere că, ca și de obicei, îmi veți da un mic ajutor, domnul. Nu se poate așa, e ridicol. Ne întoarcem un pic la principii și o să vă spună cei care se ocupă de domeniul ăsta. Mă rog, uitați-vă pe ecran, domnul. O să vă spună cei care se ocupă de domeniul ăsta că orice venit este impozabil și că pensiile sunt și ele până la 2000, cele care depășesc valoarea de 2000, impozitate. Deci, deși toată viața, toată viața a plătit omul impozit pe salariu și ar trebui pensia lăsată în pace. Și aceea este considerat un venit impozabil și se impozitează ca atare. Se pare corect așa ceva. Deci, dacă toată viața eu contribui ca să am o liniște când sunt la bătrânețe și eu nu, când sunt la neputere, cum spune folclorul dacă românesc. Dacă sunteți unul care aveți o pensie un pic mai mare, ce depășește 2000 se impozitează. Zău, domnule, dacă sunt mai competent, dacă am învățat mai mult, dacă am făcut voie în vece, și mai mult, ai contribuit mai mult. Așa, dacă am contribuit mai mult, deci trebuie de să nu luați bani, nu? Da. Păi, iar despre marea evaziune, avem corporații multinaționale, mari firme care scot bani din țara asta, că sunt bănci, că sunt supermarketuri, că sunt ce sunt ele, firme de cablu, de telefonie, de internet, care sunt scutite prin lege de taxe impozite la statul român. Și s-au luptat pentru asta, au ieșit tineri în stradă, tineri frumoși și liberi cu telefoanele aprinse și au cerut ca multinaționalele să nu fie impozate, taxate în România. Deci, iar cei care s-au încăpățânat să propună taxări au avut de suportat. Și nu discutăm acum. Textul ăsta nu este amendament, este proiect de lege avansat de senatorul Constantin Popa din Buzău, care a trecut prin toate filtrele, pe la Comisia de Administrație și așa, pe la Comisia de Buget Finanțe, pe la așa, a trecut și de plenul Camerelor Reunite ale Parlamentului, a devenit lege și prin aceasta subsemnatul care a colaborat la scrierea acestui text de lege și senatorul care a susținut proiectul pe toate tot parcursul legislativ au intenționat să ofere administrațiilor locale, după caz Consiliul Județene sau Primării, care au în subordine spitale,
să poată să acorde suplimente, bonusuri de performanță, după criteriile lor profesionale, dar ceva în plus la salariu, după puterea fiecarei administrații, pentru a-și fideliza, pentru a menține personalul să nu mai migreze, să nu plece în străinătate, să nu plece în altă localitate, să nu plece la mai bine, ca să nu rămână spitalele și să nu rămână comunitățile locale fără asistența medicală necesară. Deci era, când am vorbit noi la vremea aia și ați vorbit cu președintele Consiliului Județean la Buzău și în alte localități, toți spuneau, domne, am putea din bugetul Consiliului Județean să acordăm niște stimulente. Și nici municipal nu Am putea. Municipal, dacă are spital municipal în subordine. Nu scrie acolo asta, domnul. Ascultați. Și municipal, dacă municipiul are spital. Municipiul Buzău n-are. Da. Asta nu e stipulat în amendament. Așa. Stați puțin. Deci, Consiliul Județean spunea înainte, vă spunea, domnule, am putea să dăm niște, dar nu avem lege. Nu putem lua de la din buget să facem deturnare de fonduri de la un capitol la altul. Ne trebuie lege. S-a făcut legea. Bun, legea există. Acum, de ce, dacă legea funcționează sau nu, ați putut să vă convingeți și puteți vedea, eu nu știu. Domnul profesor, se aplică peste tot în țară. Eu am întrebat și la Buzău dacă se aplică, eu spun că da. Dar eu, ducându-mă în spital, și, domnule, pe lângă faptul că am fost bolnav, că mi-am revenit, că nu, mai întreba și eu una altă, că asta e jobul până la urmă, nu? Și, deci, oamenii de acolo nu beneficiază de acest amendament. Nu e amendament, e proiect de lege. Sau proiect de lege. Domnule, e momentul în care el a trecut... Devenit lege. Devenit lege. Deci în momentul în care a fost promulgat, dacă în ciuda legea... domnului Ciolos, care mi-a contestat la Curtea Constituțională, apropo de USR, că și... dau nume până la urmă, eu sunt în opoziție, am voie, acest proiect de lege frumos, care e gata să ajute sistemul medical, a fost contestat de primul ministru al României la vremea aceea, domnul Cioloș, la Curtea Constituțională. Și Curtea i-a dat cu flit, i-a dat drumul. Nu, a zis că legea este constituțională și poate să funcționeze. Domnule, i-a dat cu flit? Acum dacă personalul cu care ați discutat, că infirmier, că asistentă, știe sau nu știe că în bănuții care ia există și o parte prevăzută de această lege sau nu, asta trebuie întrebat. Dar nu există. Nu. M-am uitat pe futuraș, domnul profesor. Sunt banii lor cinstiți aia care le dă statul pentru munca lor, nu am văzut niciun simul. Dar vă spun ceva, eu personal am să stau de vorbă în calitatea pe care o am de consilier județean cu domnul Petruș Neagu, președinte de Consiliul Județean, și am ferma convingere că voi găsi înțelegere. Nu s-a întâmplat până acum niciodată să propun ceva și să nu găsesc înțelegere. Dar mi se pare, repet, ce e de râsul mapamondului, și voi păstra această expresie, îmi place tare mult, este faptul că ne bucurăm la un leu și 20 domnului Benel. V-am menționat până acum și nu vreau să vă simțiți rău. Lăsați că îl întreb eu. Așa. Doamne, luăm un leu și 20 de fiecare zi de la o femeie care vine acolo noapte de noapte. Și, profesor, cineva nu v-a spus tot adevărul. Ca să scape statul de niște salarii, care erau mici așa, de infirmiere și de alte drepturi, a externalizat serviciul acesta către firmă privată. Și acum dumneavoastră vorbiți cu patronul, prietenul dumneavoastră, că sunteți antreprenor, să întrebați, bă, pe femeile alea din spital, care le plătiți cu minimum pe economie și am o lege care va da voie să le mai suplimentați ceva la personalul ăsta care lucrează în condiții deosebite. Acolo nu mai vorbim nici cu Petruș Neagu, cu președintele Consiliului Județean, nici cu domnul Damian, managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău. Pentru infirmierele acelea cu salarii foarte mici, la care se rețin și bănuți din norma de hrană, din aia 20 de ron, așa, acolo trebuie discutat cu firma privată care are contract cu Spitalul Județean, dar ele nu sunt angajate de spitalului, sunt ale unei firme. Nu, pentru că au externalizat acest serviciu. Nu, dar ele nu sunt angajate de spitalului. Managerul spitalului trebuie să respecte legea. Și am întrebat special, m-am dus, a zisit, așa. Și mi s-a spus, mie, fost membru al Comisiei de Buget Finanțe al Senatului, actual membru al Comisiei de Buget Finanțe al Consiliului Județean,
Domne, s-a asimilat această plată ca nouă de hrană ca salarizare. Dom'le, cum poți să-mi spui mie așa ceva, dom'le? Mă, e de prost sau ce dracu? Și a spus, nu-i normal. Deci și că, nu-i normal, dar e lege. Păi, stai, dom'le, ce lege asta e constituțională? Ce fac sindicatele, dom'le? Ce nu sară în sus ai să inclus, țipe? Ai inclus, o spunea în salariu, da? Da. Bun, și atunci salariul minim mai este salariul minim dacă cuprinde și norma de hrană sau alte drepturi conform legii despre care vorbim? Domnule, vorbim de 20 de euro, domnule. Domnule, dă 20 de euro la salariu pentru mâncare pe zi. Așa. Pare... Să vedeți ce experiență are domnul Stambre Benel, care are soția, fost cadru medical, asistentă și după o viață întreagă, poate să ne spună și el cam cum are simțit-o în familie și cam ce știe el despre mediul ăsta. Da, câtă pensie el? Mediul ăsta ne este mai este lui mai familiar decât nouă. Noi ne lovim când ne lovește și ajungem peste ei. Nu, domnule, eu mai spus. El a avut-o în casă și trăiește și astăzi cu experiența asta a atâtor ani de om care a făcut gărzi, care a lucrat în spitalul județean. Domnule, o întrebare și să-l las pe domnul. Da. Acum, când eu vă ridic această problemă, care poate părea mică, vi se pare dumneavoastră că venim degeaba aici? Domnule, trebuie să fie o voce, dați-mi voie, care să aducă la cunoștință la toată lumea din acest județ, de municipiu, la toată lumea care vede acest post de televiziune și ne vede toți pe YouTube, nu trebuie ca lumea să știe ce se întâmplă? Ei și așa știu ce se întâmplă. Nu, nu știu toți. Știu multe. Chestiunea e următoarea. Oamenii s-au săturat de vorbe, de oameni care vin și ridică probleme, ca și când le-ar pune lor în brață, faceți-le voi. E nevoie de acțiune. Păi și eu nu fac acțiune. Noi când am făcut legea, am făcut acțiune, le-am pus în mână instrumentul cu care să poată să... Am o întrebare simplă. Aveți că spuneau toți că am dat, dar n-avem lege. Domnul profesor, aveți idee cât de greu e să treci pe un parlament un amendament? Știți cu câți oameni trebuie să vorbești ca să treci un vot pentru lege corectă? Știți de câți oameni trebuie să te rogi? Bă, frate, dăm și eu un vot. Pentru că fiecare are parlament. Nu. Dacă ești în opoziție. Dacă ești la putere... Păi cum treci legea? Trece cu votul majorității. Știu, când ai majoritate? Dar vreau să aveți impresia că orice om care este la putere este cu adevărat la putere? Nu. Ai spus serios, nu, că nu, sunt nu dar acolo... nici nu poți scoate lege din opoziție, dar să ai tu majoritate. Nu poți să scoți. Mi s-a întâmplat, poți să scoți. Dacă ai o relație bună cu ceilalți, dacă te duci, dacă explici, dacă te zbați, dacă nu pierzi timp, aduceți-vă de minte, că știți că eu plecam, le vedeam sâmbăta. Deci, nu e așa. Dacă te zbați, obții orice. Mai e greu, dar obții. Fără lege nu se poate, că toți spun că am face, dar nu avem lege. Iar legea se face în condiții foarte grele pe care oamenii noștri, fără experiența asta, nu au cum să o înțeleagă chiar așa ușor. Domnul profesor, vreau să-l întreb pe domnul Brebel, dacă îmi permiteți dumneavoastră, atât îl întreb și vreau să fac o comparație. Deloc părtinitor cu nimeni. Domnul Brebel, eu lucrez, am o firmă de construcții. Spuneți-mă într-un muncitor care lucrează în construcții. Și o asistentă medicală, o infirmieră care lucrează cu microbi, se poate îmbolnăvi, se poate, poate să-i dea în cap un om care este într-un moment, într-un acces de ceva. Sunt comparabile ca dificultate, ca factor de risc cu un muncitor din construcții aceste două meserii? Știu că pare ciudat, pare nebunească întrebarea mea, dar vă rog eu frumos, fiind un om de cultură, sunt un om care a scris cărți și nu una mai multe, vă rog frumos, dați-mi și mie un răspuns la eu, politician, care încerc să aflu și să mă strecolp în tenebrele astea, domnule profesor, domnule Brebena. E greu să... Nu e greu. Ba, e foarte greu. Păi unde construiesc? Unii construiesc oameni, alții clădiri. Unii repar, oameni se mai repede. Dacă vorbim de anumite dificultăți, de anumite dificultăți, nu se regăsesc la unii ce au ceilalți, ce dificultăți au. Păi le-a spus mai devreme, cu pot fi atacați în spital. Așa? Da? Păi când constructorul nu.
El are alte pericole. Are alte pericole, dar vorbeam că ce pericole planează asupra unora și... Sunt comparabile. Importanța socială a muncii când e vorba de sănătate... Este prioritară. Și mai vreau să vă mai... Un singur exemplu să mai dau cu angajații din spital. Indiferent că sunt medici, că sunt ultimul sau... Asistente personal, sau... Auxiliar. Auxiliar de acolo. Toți se pot îmbolnăvi, cum se îmbolnăvesc pacienții, de acele infecții intraspitalicești sau nosocomiale, cum îi mai zic unii. Da. Și atunci, cel care lucrează pe șantier, eventual poate să-i cadă o cărămidă în cap. Are alte riscuri. Deci are alte riscuri. Lucrul la regim de înălțime, știu eu. Deci riscurile sunt și pentru unii și pentru alții. Dar nu se pot măsura. Asta am vrut să vă spun de la început. Nu sunt cuantificabile. Cât de grave sunt unele probleme la o categorie socială sau la alta. Și nu se pot face ca la piață. După o viață trăită în acest risc, fac o paranteză și, domnul profesor, vă rog eu mult, spuneți-vă că este mai ciudat ce vreau să întreb acum și mă vrește un pic râsul, dar n-am încotro. Eu am luat într-un loc acolo și a apărut un băiat cu o punguță de aia, știți cum e, care, na, e normal. S-a spart punguța, n-a văzut o pacientă, trebuie să duc și el la baie pe acolo și a lăsat tot dără de ce a lăsat acolo. Eu m-am uitat, eu vorba aia, venind afară. Dom'le, a zburat infirmul ăia cu o cârpă, a luat pe aia, a dus-o la... Că sunt acolo, de alea, care sunt fel de fel de deșeuri de alea, trebuie să le pui unde trebuie, nu poți să le pui de capul tău. M-am uitat, tu ne-a fost mulțumit că se întâmplă lucrul ăsta. Dar, vă repet, mi se pare că, nu știu, domnilor, poate că eu nu mă plice foarte bine, poate că sunt influențat de momentul că am trecut într-un moment din ăsta, știu și eu, puțin mai ciudat și... Credeți că e asta, domnul profesor, sau crezi că am dreptate? Ați văzut că orientările, în general, când e vorba de proiecte și de programe, toți pun sănătatea pe primul loc. La vrăjeală. Scuzați-mi greza neacademică. La vrăjeală. Și după aia vin educația. Tot la vrăjeală. Că fără sistem de educație, fără profesori care să producă medici, să producă ingineri, să producă economiști, chiar și juriști, profesori. O să producă la rândul lor profesori, deci categoria asta, educație, o invocă toți. Dar dacă mergem în realitate și vedem condițiile care sunt la unele școli mai îndepărtate, mai în zone mai izolate și așa mai departe, la ora asta noi suntem totuși departe. Sistemul de sănătate încă suferă, sistemul de educație încă suferă și după aceea ajungem la toate celelalte. Pe unde să se întoarcă, domnule cadre medical? La ce să se întoarcă? În ce să se întoarcă? Unde să se ducă? Domnul Brebenă, li s-a arătat câteodată să se ducă afară. Știu, dar nu, domnule, eu nu mă întreb de asta. Eu vreau să vin înapoi. Mie spuneți-mi, domnule Brebenă, cât iau, la ce așteptări are un cadru medical mediu, așa, când iese la pensie. Ce se așteaptă femeia sau bărbatul, asistentul ăsta, îngrijitorul, toată lumea care lucrează în spital, că așa cum spuneați, sunt expuși unor riscuri pe care cetățeanul le vede, există. Și vă spun ceva, îmi cer scuze. Domn profesor, am făcut un atac de panică. Nu e o chestie, într-o an din zile. M-am dus la urgență acolo, bineînțeles, într-un colțiu acolo, m-au împachetat imediat. Dar într-un colț, un profesor, un om, cred că avea 100 și peste 140 de kilograme, horcăia, făcea ceva foarte rău. Și la un moment dat a intrat în stop cardiorespirator. Domn profesor, o doamnă, cred că n-avea 1,60 m, domn profesor, uite, s-a urcat pe el și a început să-i facă masaj cardiac, bum, bum. M-am uitat la ea, zic, bă, ce face, bă, femeia procedurile. Asta? Domnul l-a adus înapoi, domnule. L-a adus înapoi. De ce l-am pomenit pe doctorul Ungureanu? A venit tot așa la urgență, a avut o idee, așa, nu vreau să dau amande pe aici, vă dați seama că m-a durut ideea lui, dar după aia mi-a fost bine. Că știți cum e? Pe dentist, pe doctor, pe ăsta, e cam în jur prima dată, că zici că, domnule, mă doare. Da, dar el îți face bine.
îți face bine. Nu? Spuneți-mi, domnule, cu pensia, vă rog eu, mă, că scriu și eu. Păi, de exemplu, o tânără care vrea să se facă asistentă medicală. Un tânăr care zice, nu mai plec afară, mă fac asistent medical, mă duc și în slujba poporului, vreau să ajut poporul budean să fie sănătos. La ce se așteaptă, domnule, când ajunge la vârsta nu noastră? Nu vreau să dau sume. Ba dați, domnule, sume. Dau sume, dar vreau să rețineți următorul aspect. Care? Că toți spun, care au ieșit la pensie din sistemul de sănătate, până acum vreo 10 ani, ce se întâmplă după 10 ani încoace, sau în ultimii 10 ani, nu pot să știu. Că e o bătaie de joc. Bă, hai să fiu mai vulgar, bă, dacă îmi permiteți. Eu, fiind deci băiat mai din popor, așa... Și eu tot din popor. Da, da, eu mi-am rămas din popor. Deci, da, ne facem treaba cu ei și după aia aruncăm la gunoi. Cam asta e treaba. Ca peste tot. Având salarii mici, aveau și contribuții mici și vă dați seama punctele de pensii pe care le-au. Păi de asta nici nu se fac majorări la anumite categorii de personal. Că există o diferență mare de salarii între corpul medicilor și ceilalți angajați din sistemul sistem. De sănătate. Asistenți medicali, infirmieri, ambulanțieri, că ați văzut că și ăștia au ieșit în stradă. Că nu. Da. Deci sistemul de sănătate, ca și cel de educație, este subfinanțat. Dumnezeu. Ne ocupăm acum mai nou de înzestrarea armatei, de sporire în ultimii 2 ani a sporit bugetul apărării de câteva ori. Deci la anul va fi 2,5%. Și ce luăm? Din PIB. Din PIB. Nu, mi se vechi tot. Ce luăm? Mi se vechi tot. Din alea de 50 de ani, iar eu dacă am mașină de 15 ani, a mea nu e bună. În schimb, avioanele poate să participe la misiune. A zis domnul Sfântul în ultima emisiune în care am fost împreună, îmi povestea de termocentrală de la... care se întrebă? La Rovinea, domnul Sfântul? La Mintii au vândut-o și la Doicești au aruncat-o în aer. La Doicești. Da, așa, da. Spunea o tânără, domnul Sfântul, m-am spus sufletul. Zice... vorbea de criza asta energetică și că schimbă acum, îmi cer scuze, și că, domne, ai noștri n-au știut să negocieze destul de bine cu Uniunea Europeană. Adică, domnul Sor, iertați-mă că vă spun ceva, domnul Bernal, întâmplarea face că ducându-mă, hai că schimb un pic contextul, ducându-mă la parada asta de 1 decembrie, lumea multă, foarte frumos, mă umfli cumplit, foarte multă lume, Dumnezeu să le ajute la toți care sunt români, care încă respectă România, care încă o iubesc și înțeleg că e pământul nostru și că trebuie să le apărăm și trebuie să fim aici și indiferent că orice bine sau rău, nu trebuie să lăsăm din mână bucata asta de pământ care ne-a dăruit-o Dumnezeu și moșii și strămoșii noștri. Eu vreau să vă dezamăgesc puțin. Dezamăgiți-vă, dar... România nu prea mai există. Nu e adevărat. Decât știți unde. Nu e adevărat, domnule. Dar ascultați-mă ce vă spun și îmi stați dreptate. România există numai când vii din afară, la graniță. Scrie România. În interior... pământul este la arab, la italien, la francez. Subsolul tot pe la ăștia. Pădurile sunt pe la ăștia. Ba eu pot, domnule, eu pot contrazi pe vehemență. România noastră. Domnule, România noastră, chiar dacă, domnilor. Hai să o luăm pe bucăți. Nu, dați-mi voie. România noastră și poate fi a noastră. N-a plecat nimic cu pământul de aici. Hai să o luăm pe bucăți. Hai să o luăm pe bucăți. Pădurile mai sunt întregi? Nu știu, domnul profesor, dacă mai sunt. Stați puțin. Teritoriul ne mai aparține, da. E 40% vândut. Nu contează. La străini. Îl luăm înapoi. Domnilor, stați mai puțin. Cu cine? Cu cine? Nu, dar eu vreau altceva să spun. Vreau să vă spun. Petrolul mai e românesc? Domnul profesor. Gazele mai sunt românești? Păi uite că Austria, care le-a făcut cadou petrolul, nu ne vor primi. Uzina de tractoare mai face tractoare românești? Nu mai face, domnul profesor. Locomotive mai face? Nu face, domnul. Și ce România aplauză dumneata? Domnul profesor. Nici apa nu mai e... Auzi, vă dau un exemplu. Vă dau un exemplu periculos. Lăsați, domnul profesor, că nici eu, copilul lui tata, n-am fost așa de cuminte până pe la vreo 25 de ani, 30 de ani. Așa. Dar mi-am revenit și am mers înainte cu forță. Și în România poate să fie un moment mai rău. Mă uitam acum că de ziua asta națională s-au dat o grămadă de filme astea. Patruzii, Caterina Teodoroiu, Mihai Viteazu, Ștefan cel Mare, toate astea. Dom'le, toată viața noastră, toată istoria noastră e presa de trădări, de lupte, de vânzări, de cumpărări, de asta. Așa am avut noi viața de asta mai grea. Așa, ne-a luptat mereu. Mă uitam oamenii care s-au luptat, au murit pe vreo și au dat viața pentru România. N-a fost risipa asta niciodată. Domn profesor.
Domnul profesor. Acum aveți certitudinea că mai iese cineva să apere așa României? Am această certitudine. Vă spun ceva. Domnul Brebenan, să ridic o generație nouă, domnilor. Domnilor. Știți unde mai e nădejdea? Și eu am fost în foarte multe locuri de vreo 2 ani de zile. Nădejdea mai este la Doamne, Doamne. Ascultați-mă puțin. De ce spun că nădejdea și mulți oameni deja conștientizează treaba aceasta? Pentru că am văzut foarte mulți în biserici, la mănăstiri. În pelerinaje? Nu, în pelerinaje. Nu, și nu numai în țară, ci și în afară. Autocare pline cu cetățeni și nu neapărat babe, cum râd unii de noi, că se duc și se ducă aia fără dinți. Domnilor, Dumnezeu să mă ierte. Și vreau să vă spun ceva, sunt un ortodox practicant. Merg și eu în aceste pelerinaje și nu am încă o disciplină cu posturile astea și cu câteva lucruri, încă fumez, dar lucrez cu mine ca să ajung acolo, nu la perfecție, să ajung undeva să fiu pe plac Domnului. Dar eu vă spun o chestiune. Știți povestea cu Dumnezeu, cu omul care s-a necat? Vă spun așa, rezumat, că mulți o știu, dar eu vă spun, domnul profesor, un om foarte credincios, cu multe pelerinaje astea făcute, venea inundația și oamenii au spus, haide bă să mergem. Nu, că mă aștept Dumnezeu. N-a vrut să asculte, a venit ăsta, s-a suit pe casă. Au venit unii cu un elicopter, haide mă! Nu, că mă ajută Dumnezeu. M-a murit. Și au zis la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, Doamne, m-a omorât, eu credincios și eu băiat bun. Păi da, stai mă, ți-am trimis aia, n-ai făcut nimica, ți-am trimis aia altă, n-ai făcut nimica. Ce vrei, bă, frate, să-ți bagi în traista? E, eu vă spun că o să vedeți, uitați-vă la mine, domnul Brebel, n-am nici ce trebuie să vă lau sau să vă stați. Suntem prieteni, dar asta nu înseamnă că trebuie să vă umflu eu acum. Dar fapte, cum spune românul. A scris destul de multe cărți, v-am citit câteva dintre ele, mi-au plăcut, sunt un om într-adevăr de cultură. Lucru pentru care vă mulțumesc. Domnul profesor, la dumneavoastră nu mai e nicio prezentare, sunteți profesor și când am spus profesor, am spus totul, aveți 2 mandate deputat, sunteți un om care sunteți naționalist ca și mine, dumneavoastră un pic mai tare și așa și mai vehement decât mine. Dar eu vă spun ceva, domnilor, uitați-vă la mine. Nu spun că nu avem nimic care este din urmă. Dom'le, vine o generație din urmă. O să o vedeți. O să vedeți. Au patrie. Lucrurile astea nu vor rămâne așa. Au patrie. Domnul profesor, cucerii-o dacă nu au. Așa cum ne-am cucetul de-a lungul timpului, așa cum Mihai Vitalu s-a dus cu Buzduganul, cu 3 peceți și a recucerit Ardealul, dacă Moldova... Noi... Și auzi, la noi se va naște un Mihai Viteazul, domnule, Ștefan cel Mare. Domnule, dacă nu lăsăm goală, golită de resurse, profesor, vandalizată, ce să facă cu ea? Uitați-vă la mine ce vă și spun. Și care tineri, nu-i fetele să bat în școli? Lăsați, domnule, să bat. Și... Sunt, domnule, nu-i pădure fără uscături, dar ascultați-vă ce vă spun. Nu e relevant în momentul ăsta... cam tot ce fac copiii ăștia de clasa 1-a până într-a 12-a. Să discutați că cu profesorii, să vedeți ce se întâmplă prin școli. Profesorul a miște grea, ați văzut ce emisiuni vedem la televizor? Inclusiv cu droguri în școli. Da, ați văzut ce folclor le prezentăm? Parcă zici că din adinț îți faci buzele cu roșu aprins. Ăsta e slagăr. Fiica mea de 8 ani, am intrat în pământ de rușine. Eram cu domnul consilier roșiorul Silviu la asta, cânta o manea în spate care s-a dat la radio, domnule, și doamne, am intrat în pământ, nu știam ce să zic, cu tot așa, un pic ciudată. Fiica mea mi-a adus la cunoștință că în serialul cel mai la modă pe Netflix, de fapt erau 2 mame care adoptaseră o fată. Deci, sunt mesajele, oameni buni, suntem ținta unor mesaje de toate genurile, suntem loviți din toate pozițiile, cultural, material, economic, în toate felurile suntem loviți. Financiar, energetic. Dar de ce așa păzești o țară care n-a știut să-și păzească ca și Polonia, ca și Ungaria, ca și alții, avuția n-a știut. Țara a știut, dar a avut conducători de tot râsul. Domne, conducătorii ăia, păi, noi am ales. Domnul Brebenan, noi am fost la vot și am pus ștampila la voi. Nu, unii nu s-au ales singuri, domnule, prin anumite servicii nu, și prin autoritatea electorală permanentă. Lăsați-mă cu servicii și cu astea. Că în momentul, ai zis, domnul Brebenan, în momentul în care ai prezență la vot de 30%, 30%,
problema ta, spui mie. Nu e normal că nu există acțiune să poți fi furat și bine le face. Să-i pure dacă nu să-și facă drepturile care le au. Domnul senator, atunci să fură cel mai bine, când sunt puțin la vot. Păi știu, domnul i-a anticipat mereu. Am fost în secții de votare, am fost în birou electoral județean, municipal, am fost în mai mult, în comune, în oraș. Deci sunt echipe pregătite de fraudă. Foarte bine. Puneți mă tale portofelul, domnul Blebenel, cu bare dumitale în piață pe o băncuță și pleacă de lângă el și îmi spui mă tale mie că nu mai suntem pe vremea lui Vlad Țepeș când avea grata de aur în mijlocul Bucureștiului. Să spuneți povestea, vă rog eu mult de tot. Auziți? Suntem în anul 2022 pe final. Când la televizor ni se spune că în folclorul ăsta... Dom'le, mă întrezesc că și eu ascult manele. Dar sunt manele între manele. Ce filme ai mai văzut, ma ta, la televizor, așa, care să promoveze dragostea, prietenia, munca, grupurile de oameni? Nu, eu nu văd decât lupte cu hoți, cu lumea. De multe ori hoții câștigă, ajung să fie bogați în nu știu ce insule. Exemplele, domnul Revenel, diferă de la o epocă la alta. În epoca noastră era visul american în care fata sărăcă se mânita cu băiatul bogat, trebuie fericit până adânci bătrețe. Matale, ca scriitor, ai mai văzut pe undeva sintagma asta? S-au trăit fericiți până la adânci bătrețe? Nu, nu mai există. Nu. Și atunci de unde e optimismul dumneavoastră? Domn profesor, de unde e optimismul dumneavoastră că această țară va renaște cu propriile forțe? Spunându-vă în felul următor, pe tocmai vorbeam de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne lasă. Dumnezeu ne va da. Îți dă, dar îți bagă între va da, nu trebuie să decât de un pic de minte, nu trebuie decât să zice valul ăsta după ochii noștri. Și cum ne-am spus și le spun tuturor, băi, oameni buni, fiți uniți. Unde vă sunt sindicatele? Bă, aveți curaj, știți în stradă. Am 2 ani de consiliu județean. Păi nu mai aranjat unul cu o problemă, să-mi dea unul telefon. Băi, uite, grupul nostru... Mai sunt sindicate? Domne, trebuie să existe. Nu mai sunt, domnule, să nu mai niște lideri sindical care să îți plin de averi. Domn profesor, de bani și de proprietăți. Vreți să vă spun ce? Nu mai există sindicate. Știți de ce se întâmplă asta? Mai sunt niște cotizanți pe aici, pe acolo, în sindicat. Se întâmplă lucrul ăsta pentru că li se permite. Dacă un om... Și eu l-am văzut până și pe profesorul meu câteodată, domnul Costache... Domnul sindicaliștii, liderii de sindicat, sunt la înțelegere cu politicienii. Domnul, îmi dați voie să facem așa? Îl știți de mult pe domnul profesor, da? Da. Și eu știu de mult. Eu nu am auzit niciodată până acum, în fiecare emisiune care începe, tu începe cu de chestii, nu, de ce căutăm noi pe aici, dar de ce? De ce? S-a instalat și în domnia sa sentimentul ăla de neputință. Că n-are cu cine. Domne, stai puțin așa. Și un lider de la sindical, dacă în momentul că i-a spus, haideți bă toți, pe cum era în America cu camionagii, cu Hofa, domnul, la un călțar, l-au făcut în ăsta. Băi, ăla când spunea, frații mei, opriți munca, hai să dăm o lecție. Toată lumea oprea munca și dădea o lecție. Și aveau oamenii forță. Oamenii nu înțeleg că medici, asistenți, toți uniți la un loc, sunt cea mai mare forță. Tremură politicianul în fața lor în momentul în care se unesc. Domnul profesor, vă iertați, vreau să vă spun ceva fabulos. Și eu. Și vreau să vă profesor, l-am văzut pe domnul primar plecând de la paradă, pe un frec destul de mare, cu ombreluța, cu tricolorul până pe jos. A luat-o pe jos, tu. Păi deci nu era... Nici nu se putea circula acolo, domnule. Acolo a fost tehnică militară, lumea a umplut artera de circulație, nu era momentul în care el să-și cheme mașina acolo. Serios. Acolo numai pe jos se putea merge. Așa cum a mers și Popa și cum a mers și Brebenel, am mers și eu, și nu i-a fost acolo. Eu am mers cu mașina, domnule. Avut-o la Lidl la Culea, m-am dus la mașină, eram cu 2 copii după mine, fiimea și cu nepotul, m-am dus la Lidl. Păi de la Lidl până unde a fost tribuna e distanță mare și nu putea să aibă mașina în parcare la Domnul unde, la biserică. Domnul, era trecut strada, luat-o pe unii, ieroi. Pe jos s-a dus omul cu tricolorul, până cu umbleruța în alt, așa cum omul, mă uitam, așa. Bun, nu, ce, nu ce voiam să vă spun, ca să nu... denaturăm discuția acum cu ce face primarul Buzăului. Păi nu, e important să vă spun ceva. Ați auzit, vorbeam de lider sindicat, ați auzit de Săhleanu?
Nu. N-ați auzit? Virgil Săhleanu. A fost un lider sindical. Da. Sindical. Pe la Iași, pe acolo era la... Se numea fabrică mare. Combinatul de... Tepro. Sau la Tepro. Tepro Iași. Da. Așa. Deci o mare fabrică ieșeană. A dus o luptă. Liderul sindical n-a lăsat să fie părăduită și dată pe nimic unor străini. Care o cumpărau. O cumpărau și o închide. Ca să poată ei să aibă piață. Erau cehi care produceau aceleași. Și până la urmă tot au transferat în Cehia. Deci, domnul Obrevene, Virgil Săhleanu, președintele sindicatului Tepro Iași, a fost asasinat pe scara blocului cu lovituri de cuțit în spate, așa, la comandă, îi și-a și spus că dacă nu se astâmpără și nu lasă conducerea să facă deal-ul cu întreprinzătorul ceh, care era al serviciilor cehe, trimis cu treaba aici, František Priplata îl chema pe ceh. Iar pe cel care negocia acolo și se băga și el se numea Dragoș Constantinescu, fiul președintelui de atunci. Pot să vă răspund? Așa, iar Virgil Săhleanu, acum, lider de sindicat, are statuie, un bust acolo, în curtea fostei fabrici. Dumnezeu să o odihnească, mare iar sora lui a fost profesoară de fizică în municipiul Buzău, s-a pensionat, nu știu dacă mai este în Buzău, așa, doamna Săhleanu. Deci, Virgil Săhleanu este un simbol al sindicalismului când a vrut să fie sindicalist adevărat. Iar ceilalți au înțeles lecția și s-au dat și ei pe lumea nouă. Fă-te om de lume nouă, Dobrosu, să iei cloșca după o. Să răspund la asta, îmi trebuie să răspund, pe rog eu mult. Da. Deci domnul Virgil Săhleanu, zic bine, nu? Da. Nu murea în niciun caz, nu era asasinat, dacă cei care îi avea ca membri de sindicat erau acolo. Și demonstrau acestor oameni că uciderea lui Săhleanu nu înseamnă că acest fenomen se termină. Aici este greșeala. Așa. Pentru că există doar vârful, iar susținerea este zero. Dacă susținerea era zero, nu-l omorau. Avea atâta putere de convingere și oamenii l-au urmat, ieșeau în curtea fabricii, încât asasinat a fost unde nu puteau fi oameni. Pe scara blocului la intrarea în apartament. Și după asta oamenii au vreo reacție? Au scos firma aia cehă de acolo cu să ia de gură de afară? Nu. Deci, dacă noi putem fi așa... Deci, vă dau și exemple. Auziți, Mihai Viteazul a fost asasinat după ce au niște țări române la Câmpia Tursi, da? Asta nu înseamnă că, de exemplu, sunt eroi ai neamului, sunt oameni care au fost binecuvântați de Dumnezeu să ducă, să fie un exemplu și pentru lupta sindicală, și pentru lupta pentru unire, și pentru lupta de neatârnare, și pentru fel de fel de lupte necesare acestui grup de oameni numiți români. Păi vreau să vă spun ceva, dacă tot mi-ați dat-o acum. Domn profesor, de 1 decembrie până să mă duc la paradă, m-am scurat de dimineață și mă uitam la televizor pe TVR1 și m-am jurat că vă zic în public cu asta. Că, nu știu, vreau să știe telespectatorii, stimați telespectatori, vă dau cuvântul meu de onoare. Înainte de aceste emisiuni, nu facem nicio pregătire, nimic, nu ne propunem, nici nu avem însemnări, nu ne propunem discursuri, nu nimic. Venim aici și vorbim din suflet. Și vă rugăm în secțiunea de comentarii să comentați, să ne trimiteți ideile dumneavoastră, durerile dumneavoastră, problemele dumneavoastră, ca să putem face atât cât putem de aici, de la această tribună, care deocamdată e mică, dar vă spun eu că va ajunge acolo unde trebuie. Domn profesor, mă uitam la un lucru. Un lucru care, vă jur, cu tot palmaresul meu de sportiv, de fel de fel, mi-au dat lacrimi de ciudă. Promovă la televizor copii din Australia care au reușit, copii din Spania care au reușit. Păi bă, tu ce faci, băi, televiziunea română? Tu dai exemplu pe copiii de acolo care au reușit și care vorbeau stricat românește. Întreabă, dar unde ai învățat românește? Întreabă pe copil de român, unde ai învățat românește? Am învățat românește în familie. Deci tu ce promovezi tu televiziune română? Ce promovezi? Dar copiii noștri ăștia care au rămas pe acasă, noi nu avem vârful, pe aici că avem o groază de olimpici, oameni care au câștigat, copii care au câștigat fel de fel de olimpiade. Deci tu, practic, mă înveți pe mine că e mai bine să fug cu familia mea în Australia, să pribegesc.
Băi, ce se urmărește în țara asta, oameni buni? Cât timp mai stăm și ne uităm la prostiile astea și ne lăsăm influențați de fel de fel de minți diabolice? De ce nu rămânem noi, români, de aia neauși, simpli, care avem clar drumul nostru, care știm să ne stăpânim bucățica noastră de pământ și bucățica noastră de cultură, aia care o avem, cu Eminescu, cu Caragiale, deci nu citim pe Caragiale, oameni buni, să vedem că ăla ne-a spus de acum atâția ani de zile, dosor, n-am noțiune acum, ce se va întâmpla acum, uitați cât de actuale Caragiale. De ce ne uităm la prostii și nu ripostăm? Cultura e cultură, viața socială e viața socială. Dar cum vi se pare, domn profesor? Și tulbureala vremilor e aia de care vorbim noi. Deci, revin, Virgil Sahleanu a fost ucis nu numai ca lider sindical, ăsta a fost mobilul principal, dar între altele... O lecție. A fost o lecție ca să își bage alții mințile în cap și să lase industria care era pusă pe mătrășit, pe trimis la fer vechi, pe dezmembrat, pe terminat, ca să dispară România ca un concurent pe piețele internaționale, dar el era și un politic. Era un mic vicepreședinte al Partidului România Mare, municipiu Iași. Bun, domnule, am o întrebare la dumneavoastră, nu vă spați. Vă rog eu... Și mulți s-au bucurat că a dispărut un extremist. Dumnezeu să ierte, domnule, să-l vor plăti. Dacă nu iei copiii, copiilor lor. Domnule, vă trebuie un lucru. Exemplul ăsta cu domnul Sahleanu, Dumnezeu să-l odihnească în pace și onorat să-i fie numele în veci pentru lupta lui. Așa. Vă întreb un lucru. Mesajul pe care noi îl dăm liderilor de sindicat, acum, de aici, dumneavoastră, profesorul Costache, deputat cu două mandate, membru marcant al României Mare, un partid care, până drept, n-a ajuns acolo unde era locul. Părerea mea, cel puțin, vă întreb, care e mesajul care îl dăm? Bă, nu faceți nimic că puteți ca și Sahleanu? Mesajul este următorul. Nu, asta le spunem, că ei nu trebuie să acționeze pentru că vor păți asta? Mesajul e următorul. Sindicaliștii nu mai au obiectul muncii. Industria, cum mai e, domnule? Industrie nu mai avem, minerii au închis. Deci unde sunt sindicatele? Lasă, domnule, că asta nu e făcut. A rămas sindicatul polițiștilor, câteva al funcționarilor publici. Așa, domnule, deci, nimic să face. Al direcției penitenciarilor. Deci sindicalismul adevărat în toată lumea asta a fost industrial. Și Sahleanu vroia să-și apere fabrica, care simțea că va fi mătrășit. Vă reamintiți? Și a fost până la urmă. Că am făcut eu la un moment dat o chestiune de... mai mulți, tot dacă l-au avut un zâmbet în colțul gurii, în care a spus, dom'le, hai să facem un sindicat al oamenilor fără muncă, domnule. Și chiar dumneavoastră a fost un pic împotriva, că sindicalismul înseamnă așa. Dom'le, eu înțeleg sindicalismul și marea majoritate a populației înțelege forma asta de sindicalism, îl înțelege ca o formă de luptă împotriva nedreptății sistemului. Nu, apărarea unor drepturi sindicale este cu totul altceva statuat în lege. Domnul profesor, ne adaptăm vremurilor. Așa cum folclorul, dați-mi voie să vă spun, de la Călușarea aia am văzut o chestie cu... dumneavoastră mi-a scris-o, domnul profesor, vă rog să amintim de asta neapărat. Așa, am văzut chestia, domnul profesor, domnule, am înnebunit, vă spun sincer, vă rog să o povestiți, pentru că o să nu, merg trebuia să o pregătim, să o punem în... Voiam să fac și eu un cadagiu cu liderii de sindicat. Vedeți, am vorbit aici că nu-i urmează nimeni. Aia nu-i urmează. Lăsați-mă să-mi duc la capăt ideea, pentru că dacă ei erau în stare să consolideze și să urnească mișcarea sindicală, deci pe sindicaliști, ei nu mai rămâneau în fruntea sindicatelor. Dar cine dădea jos, domnule? Cine dădea jos? Cine? Sunt mijloace. Păi hai să ne spun la televizor, domnule. Spuneți la televizor ca să aflăm, domnule. Modalitatea prin care a fost eliminat Sahleanu. Dar nu avem lege, avem poliție, avem... Nu mai e ce a fost atunci, domnule. Nu mai erau aleși. Acum nu mai erau aleși, domnule. Ca peste tot, alegerile sunt furate, sunt bătaia de joc a multora. Mesajul meu, Constantin Popa, băiatul Nea Popa la Pomverde, este următorul. Domnilor sindicaliști, domnilor lideri de sindicat,
aveți ocazia să intrați în istorie. Nu vă lăsați influențați sau intimidați. Dați-i drumul înainte, luați-vă drepturile. Nu-i mai urmează nimeni. Nu e adevărat. Dacă îi votează cineva să ajungă acolo, înseamnă că îi urmează. Nu-i mai urmează nimeni. Membrii de vină, domnule. Dacă nu-i urmează membrii din avoași, atunci să sufere. Au fost așa de cuminți. Pentru că nu au obținut ceea ce mișcarea sindicală și-a propus. Inițial. Și atunci ne facem la începutul, domnul profesor, că unirea grupurilor de români nu mai există, nu? Și ea a fost distrusă cum? Prin cultură, prin aia, nu? Nu, asta înțeleg eu. Învățați-mă, vă rog, capul cu inteligența oamenilor numiți conducători de a strecura interesul național românesc în jocul de interese al marilor puteri n-a existat. Pentru că am avut un leadership foarte slab, de slabă calitate, chiar trădător. Și atunci te-ai lăsat dezindustrializat, nu mai ai nici mișcare sindicală, că dacă n-ai industrie, te-ai lăsat defrișat la păduri, te-ai lăsat fără flotă, te-ai lăsat fără bănci sembancari, toate băncile străine, te-ai lăsat fără comerț, toate sunt supermarketuri străine, te-ai lăsat fără pârghiile importante ale vieții sociale normale și sănătoase, te-ai privat de dezvoltare, te-ai privat de asigurarea condițiilor minimale, decente de viață ale concetățenilor. Și atunci, de la cine cerem noi și ce, acum? Păi, domnul profesor, eu vă răspund. Vă fac o mărturisire, domnul profesor, domnule Revenă, vă fac o mărturisire cât se poate deci să și corectă. Domnul, iar vreau să știți mai bine ca orice, domnul profesor. Nu odată în toată viața asta mea am fost nevoit să iau de la zero. Nu este o singură dată în cei 50 de ani de când sunt, nu, mint, 44 de ani sunt în câmpul muncii, în care am fost nevoie să o la zero. De la zero, fără nimic. Și am muncit și am ajuns undeva. E și motivul, deci, e și motivul pentru care ați avut aprecierea mea și altora. Dar, când te-ai lăsat să ți se ia petrolul, gazele, lemnul, resursele, alea nu mai sunt regenerabile, să se le faci la loc mâine, să o iei de la capăt ca națiune, cum a luat-o Constantin Popa. Lăsați, domnul, că avem destul petrol. Eu am o hartă. Problema este că România nu este la zero acum, este sub zero. Sub zero. Domnilor. E la minus. Domnilor, în multe. Dacă nu uitați, vă rog să nu uitați că, între altele, Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu consilier pentru siguranță națională într-un anumit guvern și am avut acces la unele informații, nu că nu le are toată lumea, că ele au fost difuzate pe post, nu știu câtă lume s-a uitat sau nu. Eu vreau să vă atrag atenția că în momentul în care noi vorbim, o țară așa jefuită, că au jefuit-o și romanii, cât aur n-au cărat romanii, domnul profesor, și a mai rămas, cât n-au cărat turcii de-a lungul timpului și a rămas. Eu vreau să vă spun un lucru, domnul, cu mare bucurie. Țara noastră, în continuare, este foarte, foarte bogată. Dacă noi am începe de acum să ne gestionăm ceea ce avem, asta e problema. Asta e problema, că au venit trupele străine să-și apere averile lor. Noi nu mai avem. Dar asta să ne plumbi pierdă speranța. Nu suntem secătuiți, nu suntem un deșert, oameni buni. Suntem și sunt încă idei. Când cineva îmi vorbește despre țară, despre patrie, despre România, vreau să vă asigur și pe dumneavoastră și pe telespectatori că eu am urmat niște școli în care chiar am simțit ce înseamnă să-ți iubești patria, să-ți iubești țara. Adică niște zeci de ani sub tricolor ca ofițer al Armatei Române. Și vorbesc cu durere despre ceea ce afirm sau am afirmat până acum și nu numai acum, ci și cu alte ocazii. Vorbesc cu durere pentru că oamenii pe care îi privim sus acolo ca pe niște stele sunt de o cultură îndoielnică. Au niște lacune. Lacune și de comportament și din alalt, ca să nu spun că pe aici pe acolo nu prea țin cu țara, nu știu iubesc. Nu au sentiment național. Le lipsește simțul moral și al dragostei de țară. Le-a extras cineva simțul ăsta. Da. Domnul Brebener, vreau să vă pe nervul Măsele. Înainte de a vă ataca un pic violent,
Vreau să vă întreb un lucru. Sunteți conștient cam cât de mult vă respect eu și cam cât de mult țin la dumneavoastră? Aveți, știți asta, nu? Da, da, știu. Știți că faptul că eu vă cer acum socoteală și voi o să vă cer și vehement și în stilul meu, nu înseamnă că persoana domnului Brevenel nu mi este și nu va fi mereu așa de dragă cum sunteți dumneavoastră. Și nu înseamnă că nu vă respect maxim și că nu înseamnă că întotdeauna veți fi prietenul meu dacă și dumneavoastră vă vedeți la acest acord. Sentimentul e reciproc. Știu. Domnul profesor, sunteți martor. Dar asta nu mă lasă ca să nu pot să sar un pic la... la jugulară? Da, domnul. Săriți, dacă aveți cu ce. Sar. Și uite, o să-l loc pe domnul profesor să fie în echipă cu dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că e ceva care mie mi se pare foarte grav. Imediat, domnul Brevenel. Chestiunea este că vorbiți adevărul, dacă... Adevărul, domnul. Avem aici un alt dacă lucru care... Da. Sau afirmațiile, domnul Brevenel. Am o întrebare, dar vă rog să nu mă duceți pe nicio altă stradă, că eu sunt un băiat care nu merge cu mine să mutăm bobul. Unde sunt rezerviți și dumneavoastră, domnule? Că garnizoana Buzoiană a avut o grămadă de rezerviști. De ce n-au fost domnule organizați toți într-o formă ca să constituie o putere? Unde sunt? Vă spun eu unde sunt? Unde? La PSD. În partid. Au stat la PSD acolo cu mis pentru că se arată o bucățică de cădică. Pe asta e onoare militară? Stați puțin. Stau mai mult, domnul profesor. Unde ce nu s-au constituit ei într-o grupare toată, total, nu 7.000 de organizații și organizațiile, ca să fie o forță patriotică puternică să oprească lucrurile care s-au luat urâte? Există... De ce, la nivel național, termin imediat, această avere a României, în care s-a investit mult de tot, n-au fost, după Revoluție, o forță care să menține echilibrul în strada asta, să ne apere în continuare, că pe vreoasă erau atrați. Nu! S-au ascuns după pensii, au stat cu minții în banca lor, n-a ieșit unul meu, au murit părând. Oameni glorioși, părând, și nu știu câți au murit și cu glorie. Vreau să vă spun că cei mai mulți dintre pensionarii militari nu s-au ascuns după pensii, că n-au după ce să ascundă. Că pensiile sunt... În discuție și astăzi. Deci. Dar ce voiam eu să vă spun? Există un sindicat al cadrelor militare în rezervă cu o filială la Buzău, în toate garnizoanele există așa ceva, se desfășoară acțiuni, am fost și la proteste în București. Problema este că cei mai mulți care sunt în fruntea acestui sindicat la nivel național acționează și ei cu mijloacele pe care le au la dispoziție. Însă cele mai mari piedici le primesc din partea activilor din Ministerul Apărării Naționale. Ca și cum noi am fi două tabere opuse. Ca rezerviști și active. Dar care? Băia care sunt în Direcția Generală a Finanțelor Publice, cei care sunt la nivelul statului major general și mai sunt din ăștia așa, care nu văd cu ochi bun pe cei din... Domnul Brevenel, vreau să rog cu domnul profesor să facem niște pe tema asta, din de fericire am zis dacă trebuie să le închid. Ne apropiem de... Domnul profesor, trebuie să facem niște mai lungă, domnul. Discuțiile pe teme spinoase sunt utile, chiar dacă pe alocuri, poate disgrațioase. Cum spuneam la început, în zi de sărbătoare, în weekend, când omul e mai calm, mai relaxat, vin unii la așa și dacă se întâmplă să deschidă cetățeanul televizorul pe postul ăsta și să ne audă, îi crește tensiunea și strică starea de spirit, pentru care eu mi-am cerut scuze de la început, dar vom reveni pentru că adevărurile sunt ale noastre, ale tuturor și cineva trebuie să le rostească cu gândul și cu speranța că după ce le rostim, se vor găsi și oameni care să treacă la acțiune. Mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dorim o după amiază plăcută. La revedere. Sănătate multă. Doamne ajută-mă.